Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit de la Liptovski Mikuláš. Lângă este acest lac minunat, de unde filmez acum, în Slovacia, bineînțeles. În spate este Tatra Inferioară, Tatra Superioară fiind în spatele dumneavoastră. Vreau să vă spun despre o chestiune care nu doar că începe să mă irite foarte mult și pe mine, irite foarte tare Bucureștiul, irite foarte tare aici în Slovacia guvernul de la Bratislava. Sunt ieșirile tot mai bizare ale regimului de la Budapesta. Ultima ispravă fiind luni, când ministrul de externe, domnul Peter Szijjártó, a avut o zicere, ținând o prelegere la Várkert, la Budapesta. E un loc foarte frumos, un spațiu multifuncțional. Și acolo dânsul a zis așa, în conferința sa, pace și securitate. Asta era tema conferinței sale. A și pus un mesaj pe Facebook-ul domniei sale oficial. Așa cum este Cristian Ivaneș oficial, așa are și domnul Szijjártó Péter un cont de Facebook oficial. Și cred că sunt ceva rațe, probabil ați auzit, în dreapta mea. Ei bine, la lucruri serioase acum. Serioase. O să vedeți cât sunt de serioase. Și dânsul a vorbit despre NATO în conferința sa. Și a zis niște chestii că nici nu știi cum să le cataloghezi, sincer vă spun. A zis așa, și citez acum, în afara bulei transatlantice, adică în afara bulei NATO, nu? Din care Ungaria face parte, majoritatea covârșitoare are poziția pro-pace pe care o reprezentăm și noi, adică Ungaria. Nu, să nu confundăm din nou, fac acest apel, această precizare. Nu e de confundat Ungaria, poporul maghiar, cu regimul domnului Orban. Sunt lucruri fundamental diferite. Am să revin la chestia asta imediat. Și a mai zis domnul ministru de externe, în conferința sa, care avea un amplasament interesant, în spatele domniei sale erau vreo 20 de steaguri ale Ungariei, pe pereți erau cu leduri, așa, de jur împrejur, un steag mare de tot maghiar, și de o parte și de alta a domniei sale, tot pe ecrane mari de LED, erau pe fiecare din acestea două câte o hartă a Ungariei mari și în interiorul hărții Ungariei mari, harta Ungariei de astăzi. Nu pot să îmi dau seama rațional de ce insistă guvernul de la Budapesta cu Ungaria mare, de ce insistă Federația de Fotbal, care a și mințit, am făcut o emisiune pe chestia asta, că UEFA le-a dat voie, nici vorba de așa ceva. De ce se insistă și acum la nivel de minister de externe de a face chestia asta, o să revin, e dincolo de rațiunea unui om rezonabil, să zic așa. Și a mai zis așa domnul ministru de externe, citez, atât timp cât această majoritate globală există, există speranța că acest război din Ucraina, adică poate fi încheiat cât mai curând posibil și se va ajunge la un acord de pace care să garanteze pacea și securitatea în această regiune pe termen lung. Și în timp ce domnul ministru vorbea despre pace, despre securitate, despre valori fundamentale, nu-i așa? În dreapta și în stânga domniei sale trona o hartă cu bucăți din Ucraina. Apropo de pace și de securitate, cu bucăți din România,
cu bucăți din Slovacia, că de-aia s-au iritat și slovacii de nu-i adevărat. Și nu degeaba pe telex.hu un jurnalist, domnul Bacru Nagy, scria, și citez, este la latitudinea fiecăruia să decidă singur cât de elegant și de pro-ucrainean este gestul de a vorbi despre pace și despre securitate în fața unei hărți care înfățișează Ucraina ca făcând parte din Ungaria. Mă rog, o bucată de Ucraina. Asta vroia să spună colegul Bacru Nagy de la telex.hu. Da, sigur, nu este primul gest, cunoaștem și nu mai insist că le-am abordat. Ceea ce surprinde acum este retorica absolut virulent anti-NATO a domnului ministru de externe și care spune că NATO trăiește în această bulă proprie și că, din fericire, în afara bulei există viață. Există viață, deci, zice domnul Siartu, în afara bulei NATO. Din fericire. Și acolo, majoritatea covârșitoare, din care face parte și Ungaria, este pro-pace. NATO fiind, evident, pro-război, ăia răi. Dom'le, stai și te gândești așa. Adică, dacă NATO ăsta este atât de războinic, de ticălos, și dacă dumneavoastră, domnule ministru de externe, ziceți că din fericire există viață și în afara bulei transatlantice, păi nu vă supărați. Eu de aici, din Slovacia, cu modestie, știind că sunteți abonat la canalul meu de YouTube, vă întreb, ce mai căutați în bula asta, domnule? Dacă din fericire este viață în afara ei. Și acolo, în afara ei, se discută despre pace și aici, înăuntrul bulei din care dumneavoastră faceți parte, era să zic cu onor, dar nu, înăuntru bulei NATO, deci, este numai despre război, despre moarte, despre conflict. Și cum sunteți dumneavoastră pro-pace din moment ce vă afișați în public la o conferință despre pace și securitate? Ministrul de externe al unei țări NATO, al Ungariei în speță, vă afișați în dreapta și în stânga cu harta fostei dumneavoastră țări, care îngloba bucăți dintr-o grămadă de țări din jurul dumneavoastră de azi. Cum să interpretăm chestia asta? Că aici nu era vorba de o organizație extremistă, revanșardă, nu? Revizionistă, care ține o conferință despre cum să fie din nou Hungary great again. Nu! Aici era vorba de o conferință susținută de ministrul de externe al Ungariei în carne și oase, în persoană. Păi, și atunci cum să interpretezi chestia asta când îți trântește? Nu înțeleg. Cu bucăți inclusiv din Ucraina, în harta aia, care era la un metru și jumătate în dreapta, un metru și jumătate în stânga lui, două bucăți, să se înțeleagă clar. Eu nu înțeleg de ce calcă în străchini atât de strident guvernul de la Budapesta, pe care nu ezit să-l critic de fiecare dată când face prostii de genul ăsta, și aici revin la ce spuneam mai la început, a nu se face greșeala pe care o comitea voit și Nicolae Ceaușescu și toți autocrații. A nu se face greșeala, deci, de a confunda un regim cu un popor sau cu o țară. Ungaria este o țară minunată. Maghiarii sunt un popor fantastic, pe care, slavă Domnului, l-am studiat, îl cunosc și îl apreciez. Nu apreciez, în schimb, regimul domnului Orban, care se va termina la un moment dat. Și vă pot garanta, cum v-am mai spus de la acest microfon în dese rânduri, că regimul domnului Orban se va termina înainte să se termine Ungaria. Vă dați seama. Și la un moment dat, când se va termina acest regim și se va întâmpla ceva, va fi după războiul din Ucraina, desigur, când se va încheia și acela și la un moment dat nu va mai fi nici sponsorul domnului Orban la Moscova, atunci pe unde vor scoate cămașa acești domni? Cum vor justifica atitudinea lor de astăzi?
asta sunt foarte curios și sper sincer să apucăm cu toții acea zi de groază pentru ei, când vor trebui efectiv să explice maghiarilor și lumii, aliaților din NATO, partenerilor din Uniunea Europeană, de ce ați făcut așa, oameni buni? NATO este deci o organizație războinică care dorește conflict și război. Zici că este Radio Moscova în limba maghiară, nu altceva. Vă mai amintiți Radio Moscova cum era? Există și acum în limba română, să știți. Da, da, există, emite pe unde medii. Și zicea în anii 50 cu voce gravă programul românesc: vorbește Moscova, așa grav de tot. Să știți că nu e deloc hazliu despre ce vă povestesc aici. Și știu că majoritatea veți înțelege că o astfel de poziție trebuie abordată a unui aliat din NATO, a unui partener din Uniunea Europeană și trebuie criticată. Desigur, am observat ceea ce se întâmplă și la alți autocrați, că sunt unii susținători atât de fervenți încât cad în idolatrie. Îi găsești în Transilvania foarte adesea și îi găsești și în Ungaria. Dar mai adesea îi găsești în Transilvania. Și oamenii ăștia spun, dacă îl critici pe domnul Orban, spun că ești antimaghiar. Dar dacă îl critici pe domnul Macron, nu ești antifrancez. Dacă critici pe Ciucă și pe Ciolacu, ce ești, antiromân? Da? Dacă critici președintele Statelor Unite pentru niște decizii politice, ești antiamerican. Deci astfel de retorici au fost încetățenite în regimurile autoritar totalitare, o făcea și Nicolae Ceaușescu cu Europa Liberă și nu numai. Oricine era împotriva regimului ceaușist era automat anti-România. Era împotriva României. Da? Europa Liberă era un post antiromânesc. Nici de cum anticomunist, ci anticeaușist. Era antiromânesc. După principiul comunist, dai în mine, dai în tine. Nu? Dai în fabrici și uzine. Dai în clasa muncitoare, în țărani și în tractoare. Dai în domnul Orban, dai în toată Ungaria și în toată Maghiarima. Asta este o aberație logică asupra căreia nici nu merită să irosim mai mult de un minut sau cât am făcut-o. Fapt este că aceste ieșiri, vă spuneam, irită foarte tare și Bratislava. Bratislava este înspre acolo, la vreo 300 și ceva de kilometri buni de aici. Irită foarte tare Bucureștiul și irită analiștii onești care nu sunt înregimentați nici într-o parte, nici într-alta, pentru că fisuri de genul ăsta în NATO, fisuri în Uniunea Europeană, nu poate avantajeze decât o singură putere astăzi în situația geopolitică actuală. Și acea putere nu este alta decât Rusia putinistă. Și ca atare, chestia asta trebuie sancționată și trebuie criticată. A reacționat și Ucraina, nici nu e de mirare, care reacționează de fiecare dată când bucăți din teritoriul său sunt înglobate în alte hărți afișate astăzi. Nu știu dacă vă amintiți, eu mi-amintesc. Era la puțină vreme după invazia rusească din februarie anul trecut și mi-amintesc că unul din propagandiștii fervenți ai regimului domnului Orban, deci nu dânsul personal, nici ministrul de externe, dar un fel de Soloviov, dacă vreți, un pic mai mild, că nu există chiar astfel de creaturi în presa maghiară. Dar un propagandist oficial spunea despre Transcarpatia ucraineană că probabil a venit vremea să se întoarcă acasă, adică în Ungaria. Ieșiri de genul ăsta, de genul celei pe care v-am descris-o adineori de la Budapesta, domnului Siartu, nu fac decât să sporească și mai mult dezunirea în interiorul blocului occidental și să dea apă la moară unor mișcări
foarte nesănătoase în țările vecine Ungariei, de gen AUR în România, care vă dați seama că va profita la maxim. Și de asemenea și partidele naționaliste din Slovacia va profita și vor profita la maxim de astfel de lucruri pentru a face atmosfera și mai vitriolică și mai irrespirabilă. Și chestia asta ar fi putut atât de bine să fie evitată. Din nefericire nu-i cu putință și sper din suflet ca acest episod al urbanismului în Ungaria la un moment dat să fie analizat în cărțile de istorie așa cum cred că se cuvine. Și sunt foarte curios cum se va vorbi peste ani, peste zeci de ani despre acest regim în manualele publicate în Ungaria. Sunt foarte, foarte curios. Cam atât de pe malul lacului de lângă Liptovski Mikuláš de aici din Slovacia. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că vă abonați la acest canal de YouTube și îl recomandați și altora spre abonare. Vă mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina oficială de Facebook a canalului. Vă mulțumesc mult că susțineți acest canal și faceți posibilă continuarea lui prin Patreon, PayPal și Revolut. Informația aici și dedesubt în textul din site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei, să auzim numai și numai de bine.